bine-ați venit! Avem o programare pentru tratament. Pentru tratament? Tacofor? Eu sunt Angie. Pare bine. Bine-ați venit! Bine-ați venit! Poftiți! Haideți! Poftiți! Ce să fac comode? Oh, ce fac fetele? Bine! Ok, să vedem perișorul. Ah, arată destul de bine. Andreea, scuze. Bună, sunt Andreea. Denis, sunt super emoționată, nu pot să cred. Când eram mică, vă ascultam piesele și am fost și la concert și... Câți ani ai? 23. Cât mai ai tu de vârstă cu mine? Da, păi înseamnă că aveai 12 ani. Da, păi da, mamă, nu pot să cred. Am crescut așa împreună. Da, te-ai crescut mai mult, dar ai. Nu, mi-am tratamentul ăsta, nu? Da, da, același tratament, da. Așa. Același tratament, este un tratament super. Ăsta da, QH62. Da, da, chiar să dai și mă gândeam că nu mai știam ce și cum. Când mi-a zis colega, m-au zis din nou, da. Și denumirea asta e cod de denumire de tratament. Asta e pentru că am auzit super multe chestii despre ea și acum mi-am fost în care mă simt super coros, așa, e foarte atinumentă, doar că nu știu, și s-a vorbit foarte mult, am auzit de ea. Așa, staniul se pune loc de cască, nu? Da, da, exact, se poate. Să trăiesc în folie, știi? Așa, pot să am o mușafie. Da, deci trebuie să intrezem mască, nu? Da, și vezi că nu trebuie să intre aerul deloc, până încercă tu să, să pui așa mai, da, mai lipit. Să scoate din ea. Așa, am calcetat. Dar ce mai lipit? Dar de ce să nu intre? Pentru că nu are voie, nu are voie că se... Se poate întâmpla ceva rău, da, nu e de unde să știi cum reacționează părâsul cu aer. În contact cu aerul este listului nostru. Da. Și eu o să chem și pe colegul meu, pe Dario, pe de fapt pe șeful meu, o să faceți cunoștință cu el. Da. O să mă să iau și în casul meu. Dario! Să iau în casul meu. Dar miroase puternic tratamentul ăsta. Nu că mie pe mine doar m-a spălat, dar de la ea se miroase. Ce te-a spălat? Ce-o? Ce-o, Dario? Bine ai venit. Bună, iată. Voi sunteți, da, acum mi-am dat seama. Eu sunt din Serbia și Dalia, nu, da? Mă rog, am venit recent și... Da, am văzut, da? Da. Excelent. Din, chiar din Beograd. Da, foarte. Am fost când am cerut treaba, acum am cerut. Da? Și ce ați cerut? Ia, ceva? Oi, Nino, Nino, Placi Zemio. Ah, da, e Dragana Mirković. Placi Zemio, știu să... Da. Păi e foarte frumos părul tău. Acum... Da, îi spunem și... O să fac eu așa un pic așa. Îi spuneam că eu mai am ceva probleme în cad de păr și am mai făcut tot felul de măști, de asemenea nu cu măștile astea naturale. Da, da, exact, da, asta e o măștă foarte. M-a tentat și, da, și tratamentul. Asta e HQ-1622, da, este o chestie nouă. Da, 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 păi și eu folosesc. Așa, e perfect. Așa. Așa, jetail. Nu mai simt, dar aia se simt atât tenic, poate după ce mai ia scoate, după perioadă. Așa. Cred că o să fie mai ușor, mai bine să punem cu mâna. Da. Cu mâna, uite așa. Da, hai, ajută-mă tu un pic așa. E perfect. Așa. Trebuie să punem și puțin pe partea asta. Așa. Ca să nu te mai chinuim, să nu te mai atragem. Mai iar de acolo, așa. Așa, așa. Hai, așa. Că ne facem nu, dar să mergem mai repede, că e păcat și e foarte bine. La voi, nu? Asta e tratament și pentru voi, nu? Nu vă grăbiți, faceți-l acolo, da, tot bine. Așa. Stai. E foarte bine. Da, să știu, răceală. Pe cam dacă am bucat. Nu, după ce își face efect. Acum începe să fie mirosul. Așa, păi da. Și rasa plantea, mirosă frumos. Mirosă frumos, nu? Păi da, e frumos și e eco. Bio, da. Mi-ai zis bio. Bio, așa. Da. Bio, eco, na. Cu bine, așa. Da, nu? Da. Da, așa. Așa, e așa. E un nume la modă. Salut. Bună, Cris. Bună, Cris. Ce faci, colegul? Bine, voi?
Bine, face bine. Oana? Cum e? Așa. Bine? Bine. Ai pus tot? Ok. Da? Păi, ok, atunci lasă cum așa fiu. Pune ca lumea îi doresc aici. Aici cum vă simțiți? Timpul foarte bun. Capul mai pe zi mai întâi. Da? Hai că o să te lasăm un pic să îngheți. E foarte bun. Dacă ai nevoie de ceva, da? Da. Vreau asta din față? Da? Da, mi arată foarte bine. Da, extraordinar. Sunt foarte bun. Oana, să vise e asta, da? Cum? Așa. Mă, să nu uitați de cavărul, că așa nu se pot. Ia vezi. Da, e chiar bine. Da. Scuze-mă, nu, vreau să văd. Aici. Au. Stai. Vin asta în ochi. Mi-am cumpărat plăcile de cremă. Ce? Cu ce șampon? Da, normal. Cu ce șampon vă spălați de obicei? Nu știu, mai multe. Deci nu folosesc mai multe. Păi ce? Astăzi, de exemplu, cu ce v-ați spălat? Cu miere? Cu ce? Dumnezeule. Da. Ce? Aveți căței acasă? Cățeluși? Cum? Nu, nu știu, cumva o... Au. Nu, doar să văd. Au. Da... Au. Să nu mai trageți. Da. Ați făcut cumva vreun tratament cu antibiotice sau cu ceva? Nu, doamne, nu am făcut nicio. Poftim? Nu. Nu ați făcut? Suferiți de vreo boală? Aveți vreo problemă? Nu, dar de ce mă întreb aceasta? Păi nu, vă întreb pentru că trebuie să știm exact... Să știți ce, că da. Nu înțeleg, că pot să-mi dau astea jos de la până... Nu, mai stați un pic, că e foarte important să poți să stați să-mi dau puțin cremă și un card ăsta de pe... Da, nu știu, e... Dar de ce ai întrebat la care crede? Dar de ce mă trebuie să am avut boală? Nu înțeleg. Dar nu, vreau să... Nu vă spun... Ce e? Să vedem dacă sunteți în regulă. O să-mi dau astea jos de la Chris. Chris te cheamă, nu? O să-mi dau astea jos de la nu știu, ce tratament e? Aceeași mască e? Da. HQ 16-25. Și ce, poftim? Poftim? Da, nu. Poftim ce ați spus? Stai. Stați în niște, domnișoara. Cred că o să se rezolve, probabil. Nu vă mișcați, dacă vreți să nu pățiți nimic. Oana, nu vă mișcați. Ce-ai făcut aici? Ce ți-am spus? Așa, că nu trebuie să intre aia. Băi, a intrat aia. Hai să nu mai țipăm, vă rog frumos, că am probleme. Nu am niște, bă. Stați două secunde. Imediat. Nu vă mișcați. Nu știu ce e asta. Dar nu e un tratament normal. Aici e? Aici. Nu e. Cristian! Uite. Asta e. Asta e tot cadoul pe care mi l-au pus. Tu ești tot Cristian? Băi, nenorocitele mei, stricat mult. Ce să se întâmple? Mi-a distrus părul pentru colonia civilă, m-a dus. Uite, ce ai făcut, nenorocitele! Uite-te ce vrea la rând! Uite-te, mi-a nenorocit, ești vrea nenorocită. Noi sunt... Poate și nu se poate, că ceva, timpule, nu se poate. Unde-i mă ala? Cristian!
Bă, băi, cum vă s-a lăsat? Nici nu era cristian, Nicule. Nu era cristian? Dica! Băi! Asta? Asta? Hai, uita, rosa, să vină aici, că nu plec, nu plec. Să vină ăla, să vină ăla aici. Cine, dar cine ești dumneata, domnule? Cine ești dumneata? Cine ești dumneata? Dar ce mi s-a întâmplat? Păi ce mi s-a întâmplat? Spune, domnule, de dimineață. De dimineață am venit, am avut programare și am venit să mă tun. De dimineață, de dimineață am venit să mă tun pentru România Civilă. Uite, uite ce. Și cu ce e tratamentul ăla? Cu stupelia aia, cu asta! Ia uite! Ea are coș din cap! Te rog eu, dă-mi acum jos din cap, e deja a doua persoană! Deci nu se poate, eu nu am văzut în viața mea așa ceva! Eu să mă dau munta! Ce fac? Ce fac? M-a ajuns dumneata, mă ce fac? Acum te dau afară, Nicule, ce faci? Nu mă dau afară! Bă, te dau în judecare! Bine, mă dați în judecare! Hai! Intimate, Miloșere, intimate, stai în radio, cioveci, stai în mogă dobrezi. Hai, spală-mă și pe mine. Da, imediat asta, deci eu simt dar ceva. Dar de ce cade? Păi nu simt, dar ce oamenii ăștia nu vezi că simt după? N-am apropiat, știi care e faza, probabil s-au dat cu cine știe ce șampon și să... Păi da, lucrurile astea trebuie spuse înainte, poate și eu am dat asta. Uite-te un pic să vezi dacă... Verifică-mă, doar. E în ordine, deci nu... Da, verifică, nu... Păi verific, stai. Păi dar nu prin asta, dă la o parte. Stai, că nu vreau să intre aer, că asta mi-e fric, dacă intre aer... Atunci am să-l auzi, dar intre aer, e în regulă, liniștea și e în regulă. E foarte bine. E bine, e bine. O să vă rog să nu puneți. Dacă și-a făcut efectul și a stat mâncat 10 minute, e bine. E bun, așa, mai las subiect. Dar ce mai... Oamenii ăștia care au fiert de la tratament. Nu, dar nu e, e vorba de calitatea părului. Dar cine știe, dar eu l-am folosit ăsta de atâta timp și uite, se pare părul bun. N-are cum să fie, că suntem toți la fel. Păi nu, că diferă pe hașul. Așa, 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 stai, gata, stai, ușor, să nu pui mâna, da? Te rog, așa. Uite, vezi că nu arată foarte bine, nu arată că l-ai, uite. Nu te speria. Așa. Asta să vedem, asta e. Asta e până bine. Da, e regulă, nu, uneori s-ar putea să se, să te rupă un pic, știi? Adică nu, nu cred că ar fi problema, dar eu totuși nu înțeleg, da. Tu de la cine ai zis că ai luat asta? De la Marco! Păi de la Marco, din Serbia, care vine, nu prietenul meu, da. Nu? Păi și ce ai făcut aici? De ce asta? De ce termenul de valabilitate este cu scris așa cu pixul? Ha? Păi da, da, e cu pixul. Asta de ce e așa? Mai repete. E repete? Doamne... Pe 2005, mă, tu vezi că asta 2005? Mă, nu, că în 2005, mă, dar ești tâmpit, mă! Păi te rog frumos, nu mă fac tâmpit, știi bine că m-am făcut? Nu mă mai încercați aici, lângă mine, hai să mă spui! Păi, dar să fac cu cine a fost, stai să mă rog! Eu fac 3 săptămâni de practică! Mă, nu mă încercați aici, lângă mine! Păi, lasă-mă, din Geta Voina și cu toți! Ia te-a învățat să faci asta! Ia te-a învățat să faci asta! Hai, mă, dă-mi încolo! Gata, dă-mi e Nu pune! Stai, nu, ce mai faci acum? Dar ce nu mai faci? 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 Nu mai ușor, ușor, așa, acum, hai, hai cu mine, reprezentatorul, hai, hai. Agață că lumea, agață că lumea. Eu iar am migrene. Hai, ușor, 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 așa, stai, liniște. Stai, urmă, unde ești? Eu iar am migrene, eu. Hai, du-te să vezi ce face fata aia la altă, du-te la fata aia la altă. Hai, ușor, stai, nu te... Cu tratamentele voastre de 2 bani, eu vă dau judecată pe voi și vă bag în pușcărie, că voi nenorociți oamenii. Nu e adevărat, stai, da, bineînțeles, stai, că nu pot acum să-mi rășit. Mai stai, mai stai două secunde, te rog. Ce faci, mă, să-ți aduc un șos? Așa, mai stai, mai stai. Nu, stai, la poliție, că eu doi și la poliție peste tot. Nu e nicio problemă, stai liniște. O, se salvează-i părul ăsta, dar bineînțeles, asta fac, dar dacă ea se agită, eu n-am ce să-i fac. Păi normal că se agită, dar cât ție ți-ar cădea părul, cum ai reacționat? Poate să-i
Hai, vreau să fie bine, stai mă. O să rezolve, o să se rezolve. Cum ești cu părerea? Hai, te rog frumos, liniștește, hai. Deci nu mai plânge, ce facem? Îl tăiem sau ți-l las așa? Haide, tăiați-l. Cum să-l tăiem, măi? Nu-ți tăia părul. Trebuie tăiat, te rog frumos, stai liniștit. Dar ce se face cu un cad de doamne? Cade nefiu, stai aici, te rog frumos, hai, te rog. Hai, repede, nu mă mai, nu mă mai bate. Hai, nu mai țipa. Hai, nu, nu, nu. Hai, mă, stai tot peste tot, dar să-l e neutralizator. Păi bine, mă, el are o protecție și după aceea el are un jos. Era să zic eu, ce are? Dă-ți mânt eu părul dacă-l dai. Nu te învăț eu pe tine să-ți faci meseria. E foarte bine. Hai cum să crească, domnișoară, în câteva... Nu o să crească. Săptămâni, o lună, doar. Hai, stai, 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 repede, repede, mișcați-vă, nu mai stai. Monte, la asta am demedat acum, am ostură pielea cap. Stai, stai, așa, stai, de la rădăcină, de la rădăcină, domnișoară. V-am spus, dacă nu-l tăiem acum, nu salvăm nici pielea ca lui. Hai, repede, repede, tăieți mai repede, mă, tăieți mai repede. Cum adică nu-i soferă? Că că mă nu s-a întâmplat așa. Nu știu că-mi dați stai pe ea, să dai și pe mine cineva să mă spele, dacă nu mă duci și mă spăl singur. Nu imediat, că nu vreau să ajung să-mi tăiați părul cum îl tăiați ei. Aveți puțină la tăia. Așa răbdare s-a făcut efect. Și la mine n-ai văzut cum i-au căzut părul. Nu mai țipați, vă rog frumos, nu mai țipați. Cam asta te văd pe tine, țip sau nu țip? A căzut un pic. Îl rămân chiar la 23 de ani. E clar, nu. Îmi pare rău. Ce-ți pare rău? Nu știu, nu știu ce-a făcut efect. Păi cum e? Aruncă să nu-i mai cade porul? Păi nu-i mai cade, dar... Dar ce? O să-i cadă și dacă nu-l tundem acum la zero, trebuie tăiat de la rădăcină. După ce-i spală la poate și nu pleca așa cum... Da. Nu mă tai. Deci vă trebuie, stai două secunde, vii mi-ați și te tund. O să fie foarte bine. Mă tund, mă, pe mine, te tund eu pe tine, dar nu mai nervi. Vin eu cu o mașină specială, da? Nu vin cu nicio mașină. Eliberează acolo să mă spun și plec acasă. Să știi și oricum o să sun la poliție și eu o să vă dau în judecată. Că voi vă bateți joc de oameni și nu e normal să faceți așa ceva. Vin imediat cu foarte, că îmi pare rău. Nu vin cu nicio, nu vin cu foarte ca aici la mine, că nu știu ce fac. Bă, dar cum de tot n-ai pățit nimic? Deci credeți-mă, eu vă folosit. Eu vă rad părul acum. Asta o iei tu și o bagi în geantă. Eu vă rad părul acum și în 3 ani vă crește la loc. Și să fie foarte bine. Nu-i neapărat să-mi dai de tot? O să și eu... Altfel... Nu o să dai de tot, eu nu sunt cei altfel. Altfel nu o să vă... Altfel nu o să... Nu mai lași un pic să-și pune extensii? Altfel nu o să mai poată să-i crească. Trebuie să fie 0-0. Și mai plăge, stai din el și spui. Trebuie să fie 0-0. Altfel rămâneți chiar pentru toată viața și să mergeți cu toate peruca. Nu mă bagi în gură cu peruca ta. Nu spui mă peruca, te tai, stai mai tai un pic. Dă și spui extensie, nu mai plânge. Lasă-mi că mi se face. Uite la părul la părul. Mie nu mi-a căzut. Nu ți-a căzut, dar ți-a căzut foarte puțin. Ăsta-i părul meu? Da, e foarte puțin, ba da. E foarte puțin, da. Cum am aruncat atâta păr? Da. Hai mă, nu mai plânge, mă confund, trebuia să-ți dai din păr, că aveai vârfurile de tărie. Nu fi părul meu, părul. Nu mai plânge, mă. Nu mai plânge, mă. Nu mai plânge, mă. Ah, ce frig s-a lăsat așa. Da. Bă, Sara. Tamio! Șeful aici? Cris! A plecat. Ah, era mai devreme. Aveți nevoie de ceva? Nu știu de cum să văd. Am niște feluși de vărsare. Haideți să vedem. Haideți să vedem. Haideți să vedem. Haideți să vedem. Ia, 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 ia,
Nu te știu. Asta de fapt șmecherie aici? Nu e nicio șmecherie. Asta de fapt șmecherie. Apoi plundeți oamenii la zero ca să vindeți peruci, nu? Cam asta e afacerea pe aici. Vă rog frumos, luați ce una. Ce să plecați cu perucile astea când am nevoie? Dacă nu luați una, n-ați cum să mergeți la Dan Negru, la Plasa de Stele.